fără arte am trăit într-o lume rece, sumbră și rigidă, susține invitata ediției de astăzi. Este mereu în căutare de noi provocări. A învățat să stăpânească gălăgia interioară și cea exterioară și crede cu tărie în puterea tinerei generații. Despre cum modelează piesele de teatru portretul omului modern, în ce moment ne-am îndepărtat de teatru, dar și cum reușim să rămânem cu picioarele pe pământ și cu capul în nori, aflăm și discutăm în cele ce urmează. Vă zicem bună ziua, mulțumim pentru receptivitate, este o adevărată plăcere și vă invit să luăm loc pentru a discuta despre teatru și ce se ascunde de fapt dincolo de scenă. Cu mare drag! Elena Frunze Hatman, actriță, directoarea teatrului Alexei Mateievici, premiul cel mai valoros debut pentru rolul Anei Frank, din spectacolul Jurnalul Anei Frank, regie Nelly Cozaru, gala Unitem. Premiul președintelui Unitem pentru actorie. Premiul pentru management Alexandru Fetco. Dacă ar fi să începem cu primii pași făcuți în scenă, în anul 2008 de către dumneavoastră și să ajungem la funcția de director de teatru pe care o aveți în prezent și să caracterizăm pe scurt, atunci cum ați caracteriza acești ani? Foarte firesc. În funcție și de circumstanțe, de aspecte, de toate momentele prin care am trecut și care m-au dezvoltat sau care m-au făcut să înțeleg că anume această traiectorie îmi aparține și mă face să mă simt împlinită cu fiecare pas pe care îl fac pe acest itinerar al meu. La început cu emoții, cu foarte multe emoții și pe parcurs de fiecare dată, chiar și acum când ies în scenă, am aproape aceleași emoții ca la început când am ieșit prima dată în scenă. Firește că sunt deja îmbrăcate într-o formă de siguranță, într-o formă mai matură de a prezenta sau de a trăi aceste emoții, dar sunt la fel de mari și de firești și de zguduitoare și care mă fac să mă simt că sunt om viu și că sunt prezentă și că anume în această meserie. Ce ține de cum am ajuns la manager, la o funcție administrativă, mai zic uneori că noi în timpul vieții ne dezvoltăm o doză sau niște abilități de a fi mai pragmatici în anumite situații, dar foarte mult contează și cu doza cu care te naști sau cu predispoziția de pragmatism cu care te naști și probabil aici, la acest aspect, am o doză nativă de pragmatism, ceea ce m-a ajutat și mă ajută în continuare să fac o diferență între meseria de actor și meseria de manager și probabil această meserie sau această funcție de administrativă nu a început doar în acest segment de viață. Mereu am fost șefă de clasă, adică cumva... Se reflecta încă da, din... Da. Abilitatea asta de a conduce sau de a gestiona lucrurile, de a părea, de a apărea vizibilă în anumite contexte, a fost și a spus cuvântul încă de când eram mică acasă. Iată așa, probabil a și crescut și de aia și zic că mă simt firesc. Iar doza de talent în actorie, la fel, a fost vizibilă din copilărie? Doza de talent în... Da, la fel din copilărie, pentru că... Cântam, pentru că da, am și făcut vioară la un taraf din satul în care am învățat, din satul Donici, și îmi plăcea foarte mult să recit și prezentam. Cum se întâmplă copiilor care au astfel de abilități în școală, încă din școală prezintă concertele sau uite, sau vreau să devin prezentatoare de știri. Exact, adică cumva mi-a plăcut întotdeauna provocarea de a apărea în fața publicului și de a încerca, nu neapărat să-l conving, dar să coordonez o dezbatere, să coordonez o discuție, să încerc să analizez sau să observ emoțiile spectatorului, interlocutorului, ca să încerc să deduc ceva din această discuție, din acest dialog. Pentru că vorbim despre emoții, la un moment dat, într-un interviu, declarați că la începutul unor spectacol, din emoțiile pe care le simțiți, chiar vă doriți ca acestea să se anuleze, să fie anulate. Eu nu știu dacă este cineva, nu știu, poate să-i numesc foarte curajoși sau nu știu, care nu și-ar dori măcar o fracțiune de secundă să se întâmple acest lucru. Firește că nu-ți dorești pe bune, dar dacă ai avea posibilitatea de a alege în momentul ăla în care trebuie să ieși, probabil am fi într-o dilemă.
izbucnesc, ori se anulează, dar nu din cauza mea. Este așa ceva, este, pentru că emoțiile, nu știu ce fel de reacții chimice se întâmplă în creierul nostru, în venele noastre, în ADN-ul nostru. Nu știu ce se întâmplă, dar se întâmplă ceva, se întâmplă totuși niște lucruri pe care noi nu le putem explica la nivel de cuvinte sau la nivel de a încerca să exemplificăm cum ne simțim sau ce simțim. Cam se întâmplă foarte des să am astfel de trăiri și emoții. Zic, e vorba de fracțiune de secundă și e vorba de această dilemă. Nu că mi-aș dori neapărat să se termine tot și să nu mai apar, pentru că sunt permanent într-o și apoi am ieșit și am uitat de tot ce s-a întâmplat, de tot ce a fost, de toată temerea mea și toate vibrațiile astea între da și nu, sau cum mă simt, sau dacă mă simt, sau și tot așa mai departe. Dar care sunt lucrurile care vă ajută cumva să simțiți cu aceeași intensitate la an distanță de la primii pași pe scenă? Pentru că unii artiști susțin că nu mai simt același tremur interior. La dumneavoastră, cum? Nu, probabil nu simt același tremur interior când au același personaj. An de rândul îl interpretează, dar ies cu același personaj în scenă. Dar emoțiile de a ieși în scenă, eu nu-mi închipui dacă sunt artiști, actori care nu au emoții. Deseori mi-amintesc exemplul pe care mi-l dădea domnul Jucov, Titus Jucov, regretatul Titus Jucov, a fost director al Teatrului Publican de Popuș-Licurici și mi-a fost și coordonator la cursul atunci când am studiat la Academie de Arte. Ne spunea așa, exemplu, este firesc și este bine și este necesar să aveți emoții și în timpul când vă aflați în scenă și după și înainte de a ieși în scenă. Important este să canalizați aceste emoții pe o traiectorie corectă sau în beneficiul vostru. Să știți să le echilibrați, să le dozați. În cazul în care n-ați avea emoții, atunci ar fi mai grav. De ce? Pentru că spunea dumnealui că a venit odată în teatru o domnișoară care vrea să fie actriță. Avea părinți bogați și care au venit și au vorbit, încearcă, poate totuși fiica mea reușește să apară în scenă. I s-a dat un rol nu foarte mare, ceva în teatru de păpuși și când se lucrează la un personaj, pot lucra mai mulți actori, pentru că o păpușă poate fi condusă de câțiva actori. Mânuțe, piciorușe, cap, nas, ochi, în funcție de posibilități și necesități. Și acea actriță, acea domnișoară care voia să devină actriță, iată că a avut primul rol și s-a dat să lucreze în echipă cu cineva din actori, avea de dus piciorul și, nu știu, este foarte important. Nu că este un element neimportant, pentru că în funcție de cum reușești să construiești în echipă, spirit de echipă, acel personaj, uite așa, reușește să devii convingător în fața spectatorului. Înainte de a ieși în scenă, înainte de a începe spectacolul, actorii stau în culise, se pregătesc, sunt pe roluri, sunt gata de start. Și domnul Jucov, având emoții că este primul rol și prima ieșire a domnișoarei care nu avea școală, bine, a trecut prin niște traininguri cu dumnealui, cu actorii, niște repetiții care cumva, probabil, a reușit cât de cât să înțeleagă, să însușească niște elemente de inițiale pentru a ieși în scenă. Și a întrebat-o, ai emoții? Și a spus, nu. Și atunci el și-a dat seama că domnișoara nu va lucra în teatru. Sau că este periculos să lucreze în teatru pentru că nu are emoții. Nu știu cum poți să faci această meserie fără să ai emoții. Zic, este important să poți să echilibrezi și să dozezi corect aceste emoții, în așa fel încât ele să fie în folosul, în beneficiul personajului tău și al tău personal. Astfel, actorii fiind și niște persoane sensibile, reușesc să gestioneze mult mai bine decât ceilalți oameni aceste emoții, da. De mijlocit și în viață, nu doar pe scenă. Anume, actorii reușesc să gestioneze aceste emoții pentru că noi învățăm această profesie. Pe lângă bagajul de emoții sau empatia, abilitățile de empatie, de emotivitate cu care ne naștem și spunem talent, noi mai și dezvoltăm niște instrumente. Când facem școala de actorie, aceste instrumente ne ajută să apelăm, să amplificăm sau la un anumit moment să anulăm sau să înghețăm anumite emoții pe moment, dacă asta ne cere personajul sau dacă asta ne cere circumstanța în momentul în care ne aflăm în scenă. Și învățând aceste instrumente, iată, anume așa, actorul reușește, este necesar să reușească să gestioneze aceste emoții. Unde sunteți mai plină de emoții, ca să zic eu așa, în scenă sau în viață? În viață sunt firească, deci acționez în funcție de situație. Firește că mă gândesc de multe ori, nu sunt
în totalitate dezvoltă în a acționa în viață, exact cum mi-a venit să acționez. Trec prin filtre anumite stări sau anumite momente, în așa fel încât să nu sunt autocritică, să nu regret mai târziu acțiunea pe care am făcut-o anterior. În scenă sunt emotivă, foarte emotivă, în așa măsură încât, zic iarăși, apelez la bagajul de emoții, în așa măsură încât să reușesc să nu apar patetic, să nu apar să plâng eu și spectatorul să râdă de plânsul meu sau firește că este important să ne gândim la acest aspect, să lucrăm la acest aspect, să știm să dozăm corect cantitatea de emoții în această epubetă sau pe această scară. Cel puțin să fim în căutare de echilibru. Exact. Spuneați anterior despre acest teatru de păpuși, de fapt de acolo de unde ați început. Da. Și vin astfel să vă întreb, pentru că ați avut ocazia să fiți atât în fața spectatorului tânăr, copil, și atât în fața unui spectator deja format, adult. În fața cui e mai complicat să joci? Când eram la teatrul de păpuși, mi se părea foarte complicat. Cel mai complicat să apar în fața spectatorului copil. Pentru că el este foarte sincer. Pentru că copilul, dacă nu-i place ceva, el nu se schimonosește să-i placă, să-ți arate ție că lui îi place. Niciodată nu va încerca să găsească o metodă de a-ți place ție sau de a te face pe tine să te simți ok și să-ți accepte personajul sau manifestația ta doar din motivul să te facă să te simți tu bine. Oricum vei înțelege că lui nu i-a plăcut. Și atunci actorul are o frică, e și firesc să aibă această frică de a nu place spectatorul, pentru că noi, în cazul în care nu avem spectatorul în față și nu se creează această conexiune, această energie, conectare de energie între noi și spectator, nu mai reușești sau nu se întâmplă acel act artistic. Se întâmplă de multe ori că filmăm spectacolele fără de spectator. Pentru că este important, este necesar să filmăm spectacolele și de multe ori, anume din motivul că e nevoie de mai multe camere și capacitatea să le nu permite și în cazul în care ar fi spectator, se renunță la spectator. Firește că spectacolul nu mai are acel impact, pentru că nu are spectatorul în sală. Este important ca măcar un om, măcar doi ochi să se conecteze pe tine și din start se creează acea conexiune, conectare cu energia spectatorului, pentru că spectatorul empatizează sau nu empatizează, pentru că spectatorul dezbate la nivel lăuntric, la nivel de gând cu tine, cu actorul, pentru că tu te conectezi către ochii spectatorului, către inima lui și respectiv ai acel imbolt, acea determinare de a continua și de a-ți crește rolul sau de a continua în această direcție cu discursul sau cu mesajul sau cu dezbaterea pe care o aduci în fața spectatorului. Pentru că asta și este misiunea actorului, să, atunci când iese în scenă, să aibă impact asupra, nu pur și simplu ca ești în scenă să se întâmple un catarsis la nivel de energie sau la nivel de lăuntric al actorului, dar să aibă acea acoperire și acea conexiune cu emoțiile spectatorului. Astfel, spectatorul devine cumva un participant tăcut. Absolut, dar se important. Poate întâmpla și dacă este interactiv să devină și un participant vorbitor, dar nici nu știu dacă tăcut, pentru că la nivel de gând se întâmplă totuși un dialog, la nivel de vorbire mută, de vorbire în gând, se întâmplă aceasta. Și dacă mă întorc la spectatorul matur, când am ajuns în teatrul dramatic, mi se pare dificil, important. Și atunci când apar și în fața spectatorului matur, pentru că chiar dacă spectatorul matur din bun simț nu i-a plăcut sau nu acceptă ce faci, nu te acceptă pe tine ca actor, și chiar dacă el și va îmbrăca o mască și va zâmbi că îți acceptă rolul și va aplauda, tu oricum simți, nu se întâmplă iarăși acea conexiune. Așa că este, nu știu că este, poți să cataloghezi unde, care spectator este sau în fața cărui spectator este mai dificil să apari, atâta timp cât îți asumi responsabilitatea și știi că în fața ta este un spectator și că este necesar să se construiască un dialog. Firește, când iei lucrurile pe bunele ei ca atare, misiunea noastră este la fel de importantă. Cel mai frumos rol jucat până acum? Ana Frank. Piesa de teatru preferată? Martiri. Emoția pe care o trăiesc cel mai des?
Frica de a nu uita textul, deși nu mi s-a întâmplat. Frumusețea sufletului e în... Apare prin zâmbet și prin privire. Norocul înseamnă doar... Eu nu cred în noroc. Menționați anterior chiar că un scenariu ideal ar fi cel în care teatrul își crește spectatorii. Da, ferește. Își mai asumă astăzi teatrul acest lucru în Republica Moldova? Este dificil să se întâmple acest lucru pentru că este o bătaie, o mișcare de lungă, o mișcare de bătaie lungă, da? Cumva nu te rezumi la astăzi și nu mai ai răbdare să crești, pentru că tot zice mai trece timpul și cumva timpul se concepe astăzi altfel, cu o viteză și nu mai am timp, am și un mandat de atâția ani, nu mai reușesc să cresc un spectator pentru, dar este important ca prin acești pași să ții cont de a-ți crește spectatorul, pentru că fiecare teatru oricum are o anumită nișă, are o anumită direcție. Nu sunt toate, nu toate teatrele montează la fel. Sunt teatre care montează mai mult dramaturgie contemporană, sunt teatre care montează mai mult dramaturgie națională, altele se axează pe internațională, teatru de popuși, și teatru absurdului, iată cumva Ionescu. Și fiecare teatru are o anumită nișă. Și atunci este important să știi să-ți crești un spectator fidel, chiar dacă spectatorul are libertatea de a merge la oricare teatru, dar oricum există niște spectatori fideli, niște spectatori ai casei. E ca și atunci când îți deschizi un restaurant sau ceva, ții cont de specialitatea casei. Asta ar trebui să se întâmple și cred că se întâmplă în perspectiva sau în vizorul, stă această acțiune sau acest obiectiv în vizorul fiecărui manager de teatru. Ce fidelizează spectatorii din Republica Moldova? Ce fidelizează probabil e faptul, e atunci când spectacolele răspund cerințelor spectatorului, atunci când abordează realitățile sociale în care ne regăsim, în care nu se întâmplă doar un spectacol, că mergi doar să privești, să admiri frumusețea actorului sau felul cum articulează cuvintele, dar atunci când spectatorul face parte sau din spectacol, când dezbate împreună cu actorul ceea ce se întâmplă în scenă și când în scenă se întâmplă realitatea de afară. Zicea cineva, nu ne putem preface că este matineu și ne-am pus beculețe pe ochi și afară totul e bine și frumos și noi nu vorbim despre realități. Este important să ne conectăm la realitatea socială. Este război, vorbim despre război. Este pace, vorbim despre pace. Și dacă vorbim despre război, nu doar despre gravitatea lucrurilor, dar și nu și doar, nu vorbim doar că este război și ce se întâmplă, dar dezbatem, analizăm și aducem în scenă subiectul, problema, în așa măsură încât spectatorul să înțeleagă cum să facă să nu se mai întâmple acest război. Vorbim despre Holocaust, nu pentru că astăzi, deci nu doar pentru că a fost atunci Holocaust, dar vorbim astăzi pentru a nu se repeta această oroare, această greșeală a omenirii. Niște lecții aduse în scenă, cumva. Absolut. Dar important. A adus această idee de actualitate în prezent spectatorul contemporan sau era asta și atunci când pășeați în 2008 pe scenă? Întotdeauna teatru trebuie să se actualizeze la realitate. Întotdeauna a fost așa. În cazul în care pierzi legătura cu realitatea, nu mai ai o legătură solidă cu spectatorul și da, atunci cred că ușor se destramă și tot ce ai făcut. Nu are un fundament, nu are o consistență clară ceea ce faci. Așa cum din fiecare unghi al sălii, spectacolul, actorii se văd diferit, din unghiul în care dumneavoastră vă aflați, cum se vede astăzi? Cum se vede astăzi teatrul? Întotdeauna am văzut teatrul foarte important. Nu doar pentru că unii ar crede că teatrul oferă niște leacuri sau că tratează niște răni. Teatrul este important anume prin faptul că invită spectatorul, cheamă spectatorul să-i se trezească acea atitudine civică și să-l facă să înțeleagă că și el și societatea este responsabilă de educația copiilor, de sănătatea copiilor, de mediul înconjurător, de problemele mondiale, de pacea mondială, de război și de toate. Deci asta face teatru. Nu oferă medicamente sau tratamente sau cure de tratament, dar invită spectatorul și îl implică în a înțelege, îi trezește starea de conștiință că el este responsabil de tot ce se întâmplă cu noi, cu omenirea.
Care sunt acele provocări pe care le întâmpină atunci, astăzi, teatru, atunci când încearcă să-și îndeplinească acest rol? Firește că am vorbit foarte mult și de partea de salarizare. Actorii sunt foarte puțin motivați la acest aspect. Și tot se vorbește că urmează să se ridice salariile, pentru că salariile actorilor sunt foarte mici. Și noi, chiar dacă vorbim despre că actorii lucrează cu emoții, cu sentimente, se dedică, că e artă, că e cultură, dar pe lângă toate astea este necesară și această asigurare financiară pentru a reuși sau pentru a avea, a crea acele predispoziții clare, libere, de a putea sau de a te implica în a face artă sau de a participa la acest act artistic. Pentru că fără o stare financiară cât de cât decentă, firește că și sufletelul suferă și respectiv nu se întâmplă acea bunăvoință, acea nu mai ești la fel de, cum să zic, deconectat, de predispus și de liber de a... Sigur, când te gândești ce pun pe masa acasă, e complicat Și respectiv, provocările ți se par, s-ar putea uneori să le ignori, provocările ce țin de teatru. Ar mai fi altceva? Nu știu, interesul... Da, asta am zis că este un obiectiv foarte, un aspect foarte important. Altceva e că de multe ori noi mergem noi. Se întâmplă să montăm spectacole doar ținând cont de ce se cere acum și nu se mai ține cont de a crește un spectator, un public pentru un alt nivel de spectacole. Deci dacă publicul cere comedie, noi îi dăm comedie pentru a-l distra. Deci de multe ori noi nu încercăm să ondulăm sau spectatorul să-l facem să meargă ușor după noi, să-l convingem să meargă ușor după noi. Pentru că este mult mai simplu să-i oferi ce a cerut decât să încerci să-l convingi prin pași concreți și știi din start că nu este simplu să-și creeze o altă arie sau un alt diapazon de a accepta lucrurile sau de a vrea să vadă și altceva. Tot această actualitate are două laturi, cumva. Exact, da. Are două laturi pentru că, bine, poate avea și mai multe laturi, dar noi vorbim, dacă vorbim de teatru, sigur că da. E vorba și de partea de cât de mult ne asumăm noi, să vorbim doar despre ce se întâmplă sau să vorbim în teatru și despre cum să arătăm toate părțile realității în așa fel încât spectatorul să înțeleagă, să se implice și la nivel de dezbatere, nu doar la nivel de a se conecta și a privi și a înțelege. E ca și cum ai citit o carte prima dată, o citești în clasa 7-a, Pădurea Spânzuraților, și o citești și te înfioară toate metaforele și simbolurile, să zicem, mi-a venit acum. Așa? Adevărat, confirm. Așa, după care în clasa 10-a o citești dintr-un alt punct de vedere, exact ca și cum Micul Prinț, o citești copilului ca poveste, după care îl crește și înțelege altfel povestea, îți pui întrebări, inițial te fascinează metaforele, figurile de stil, cum se întâmplă povestea, firul povestei, povești primare, vorbesc de o traiectorie primară. Ulterior, te implici în a pune întrebări. A treia oară încerci să dezbați și a patra oară zici, vii deja cu părerea ta sau cu implicarea ta că eu aș fi făcut așa sau că dacă aș avea posibilitatea sau dacă mi-ar apărea această poveste în vis, aș continua visul cu ochii deschiși pentru că aș vrea ca acest final să aibă alte nuanțe sau alte acțiuni. Rolul de mamă este despre... Despre dragoste, despre fericire, despre echilibru. Obiectivul pentru 2023? Să fiu echilibrată. Nu știm despre actori că... Că sunt la fel ca toți oamenii. Pentru mine, cuvintele sunt... Sunt importante. Scena dezgolește... Adevăruri. În colectiv, acolo unde activați, aveți și mulți tineri. Tineri. Cum reușiți să-i valorificați? Noi știm că la Academie vin din ce în ce mai rar. Cursurile sau clasele se completează fiecare an cu un număr din ce în ce mai mic de doritori de a vrea să devină actori sau regizori.
Da, este adevărat că la Teatrul Alexe Mateievici sunt mai mulți tineri, pentru că când am venit cu 3 ani și ceva, 4 ani în urmă în această funcție, erau doar câțiva actori și aceia care erau din prima generație a teatrului. Anul ăsta teatrul împlinește 35 de ani. Felicitări, mulțumim! Mulțumim! Și atunci a fost necesar să echilibrez, să fac această echipă să fie diversă, să fie complexă. Și firește că am invitat actori de la Academie, nu este simplu să-i ții, nu este simplu să-i inviți, mai ales în acea perioadă când teatrul a fost după o perioadă mare de stagnare și nu se prea vorbea despre teatru, nu se prea cunoștea noi la Academie și nu prea știam nici măcar unde se află Teatrul Alexe Mateievici, spre rușinea noastră, dar asta a fost și din cauza că atâta se cam vorbise despre teatru în acea perioadă în care noi eram studenți. Nu este simplu să inviți într-o astfel de instituție unde lucrurile nu că o iau de la zero sau nu că o iau dintr-un punct, de pe o platformă nu neapărat cea mai favorabilă sau cea mai simplu de urcat, dar practic am luat-o de la zero. Și atunci, oferindu-le roluri, având grijă ca în distribuție, ca distribuțiile să fie pe potriva și a echipei și formatului echipei, coloritului, firește că actorii se simt importanți, se simt parte acestei echipe, este foarte important să se crească și să se vorbească despre spiritul de echipă. Pentru că fiind mai mulți, întotdeauna noi acasă în familie și întotdeauna există partiduțe, dar le zic mereu și colegilor mei, avem un partid, nu creăm partiduțe. Care sunt lucrurile noi pe care le aduc tinerii în teatru? Tinerii, inovația, acceptă provocările altfel. Este foarte important acest echilibru care se întâmplă între tinerile generații și generațiile mai în vârstă. Pentru că atunci când avem nevoie de sfaturi sau de o siguranță că facem o alegere corectă, firește că ne axăm mai mult pe sfatul celor mai în vârstă. Când e vorba de a accepta provocări sau, zic, inovații sau reforme, atunci firește că entuziasmul tânărului își spune cuvântul. Și există acest echilibru, această balanță firească, adecvată, necesară și respectiv lucrurile se așează ulterior pe făgașul lor. Și fiindcă suntem pe final de emisiune, vin să vă întreb care ar fi acel drum pentru actor de a ajunge, așa cum îi numeați dumneavoastră anterior, actori cu greutate. Așa. Este foarte important să își iubească meseria și să-și asume această meserie pe bune, dincolo de toate impedimentele, dincolo de toate neajunsurile, chiar aici mă refer și la cele financiare, pentru că am zis că este un aspect important, și să fie firești în ceea ce fac. Să găsim ceea ce ne place și să o facem cu plăcere, exact. Probabil asta e aplicabil și pentru meseria. Absolut, de în toate meseriile este aplicabil și respectiv și în meseria noastră. Vă mulțumesc pentru discuția de astăzi.